Nici în alt anotimp nu apropie sufletul ca iarna de flăgezimea copilăriei și de reculegerea bătrâneții. Ești bunic și copil în același timp, privind-vă la fereastră fulgii care scuipesc îmbătrânindu-te, cu un zâmbet față de amintirea propriei copilării, invită cu mânuța întinsă după fulgi. Bună ziua și bine v-am găsit la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Concurs Regional de Tatini, Tradiții și Obiceiuri Podureanca! Numele meu este Ion Roșu, sunt directorul Casei Raionale de Cultură Nicolae Sulac din orașul Cantemir, Republica Moldova, și alături de mine domnul Nini Alexandru Pascalini, directorul Ala Service Moinești și consilier local la Primăria Moinești. În cadrul acestui festival vom fi gazda dumneavoastră. De la început dorim să vă mulțumim că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi pentru a retrăi împreună momente ale copilăriei, când mergeam odată la colindat sau când alergam pe ulițele satului cu plugușorul sau după cetele de urși. Sperăm că timpul pe care îl veți petrece astăzi împreună cu noi va fi ca un preambul al pregătirii sufletești pentru sărbătorile care încet, încet bat la ușa sufletului nostru. Pentru început am dorit să-i prezentăm pe cei care au încercat și sperăm că au și reușit să vă facă pentru câteva clipe să intrați în magia sărbătorilor de iarnă, organizatorii și partenerii acestui festival concurs. Așadar, grădinița cu program normal numărul 2, Cernu, reprezentată de doamna educatoare Muncilă Ana Alina, care este desigur și coordonatoarea acestui festival. Grădinița cu program normal numărul 1, Botul. Aplauzele dumneavoastră. Școala gimnazială General Nicolae Șova, Poduri, reprezentată de domnul director Busuioc Ioan. Grupul folcloric Păunașii, coordonat de doamna Muncilă Analina. Primăria Poduri, reprezentată de doamna primar Albu Diana și Consiliul Local Poduri. Inspectoratul Școlar Județean Bacău, reprezentat de doamna inspector școlar, area curriculară Arte Potârniche Marinela. Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă, reprezentată de doamna Anca Balaban. Și bineînțeles cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, reprezentat de domnul Patrick Dumitru. Partenerii Mass Media, Kid TV Onești. Exclusiv TV Onești și Deșteptarea Bacău. Sponsorii festivalului, Ala Service Moinești, reprezentată de domnul Alexandru Nini Pascalini. Cristian Petri Entertainment Moinești, reprezentată de domnul profesor Cristiana Petri. Primăria Poduri. Să nu uităm și de domnul DJ Andrei, Sece Mari Electric SRL, reprezentată de doamna inginer Nicoleta Grigoraș. Întreprindere individuală Mirt Sebastian. Complex hotelier Mario, situat în Comuna Poduri, manager Andrei Valeriu Marian. Cadrele didactice ale școlilor gimnaziale Cernu și Bucșești, membre în echipa de proiect. Părinții elevilor grupului folcloric Păunașii. Cadrele didactice Poduri, desigur, aplauzele dumneavoastră. Doamnei Albu Diana și domnului profesor Neluiscu,